What? Deci nu te cred! Chiar pare că are pătrățele! Vreau și eu! Mamă, cât de bine arată așa! Zici că a slăbit 5 kg pe puțin! Hai că pe asta n-am mai văzut-o! Nu te cred, mi se pare cea mai tare! Hei, salutare tuturor! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să învățăm împreună cum putem să arătăm mai bine sau mai sexy în poze! Am găsit pe YouTube foarte multe life hack-uri și sunt super curioasă dacă funcționează, așa că vreau să reacționăm împreună la foarte multe life hack-uri și de ce nu, poate câteva să le testăm să vedem dacă chiar funcționează. Înainte să începem acest vlog și să reacționăm la life hack-uri care ne vor ajuta să arătăm mai bine în poze, vreau să apăsați pe butonașul ăla de like, să strângem multe, multe like-uri. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați, să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi. Încerc în fiecare săptămână să postez vloguri noi, deci cred că sunt destul de activă. Dacă vreți să fiu și mai activă, scrieți-mi în comentarii și lăsați-mi un like ca să văd susținerea voastră acolo. Dați și un share la acest vlog ca să vadă cât mai mulți prieteni. Dacă v-a plăcut vlogul, postați-l la voi pe story. Dați-mi tag, aveți contul meu de Instagram chiar mai jos, în descriere. Iar eu am să vă repostez la mine pe story. Deci, haideți să nu mai lungim cu vorba. În primul rând, să reacționăm la aceste life hack-uri, să vedem cum ni se par și de ce nu să încercăm câteva dintre ele, să vedem dacă chiar funcționează și why not, ne vor fi de ajutor. Deci, să începem. Vrei să arăți mai slabă în poze? Cred că orice fată își dorește asta. Opa! Nu te cred, cu scoci? Dar fii atent că e pus cu tactică, e pus la spate așa ca să nu se vadă acolo în față. La spate să strângă toată grăsimea. Iete burta! Unde-i burta? Nu e burta! Oho, avem și poză before and after. Ia uite-mă că nu mai are domnișoara burtică. Ce să mai sală? Păi da, ce să dăm bani pe abonament? Muncă! Efort! Ha, ce ușor e! Dacă știam de dinainte, dau 2 lei pe un scoci, mi-l pun la spate, hâți abdomenul de vară! Hai să vedem următorul life hack. Deci, domnișoara își face niște poze. Aaa, m-am prins! Fiți atenți la picioare, hai să mai vedem o dată. Deci prima dată ține picioarele apropiate spre ea și apoi le întinde. A, ce mișto! Da, măi, da! Dă senzația că are picioarele mai lungi. Uite, asta un life hack care mai mult ca sigur funcționează, nici nu trebuie să-l încerc. Da, așa, din curiozitate, zic să-l încerce cineva și să-mi scrie în comentarii dacă chiar a funcționat. Și apropo, orice life hack pe care îl încercați din clipul ăsta, să-mi spuneți la comentarii dacă la voi a funcționat. Sau dacă sunt failuri. Câteva dintre ele o să le încercăm și noi. Deci băiatul întreabă ce face și ea zice că face baie și tipul i-a zis să-i trimită o poză. Ia să vedem. Nu te cred. Asta nu e neapărat life hack. Să arăți mai bine, asta e life hack de păcăleală și foarte funny. Ia uite-te mă, de ce te-ai speriat mă, că ia uite ce frumoasă era fata și zâmbea. Ți-a trimis o poză. Frumos. Ia să vedem. Deci, fără forme. Da, măi, da. Uite pe forme. Uite, și diferența before and after. Și drept așa e, dacă stai nu neapărat cocoșată, că fata nu e cocoșată, dar asta așa, fără chef de viață. Da, nu se văd formele, dar dacă pozezi și tu așa un picuț mai... se văd și formele, bineînțeles. Da, ăsta e un life hack destul de bun. Nu te cred! Își ține pielea la spate ca să nu se vadă. Ia să vedem before and after. Nu te cred! Mamă, cât de bine arată așa after! Zici că a slăbit 5 kg pe puțin. Mamă, ce bun e asta. Dar vedeți, merge doar în situația în care stai undeva în poziția asta. Ia uzi.
Interesant. Să vedem, avem un CD și o lanternă. Ce poze mișto. Foarte artistic, foarte artistic, îmi place. Cred că o să încerc chestia asta. Și poate, de ce nu, o să vedeți o poză de genul la mine pe Instagram. Aveți linkul în descriere, așa că urmăriți-mă că poate o să apară o poză de gen. Știu chestia asta, știu. E foarte, foarte mișto și eu am avut-o într-un videoclip de-al meu, la piesa Un pic. O să las aici câteva secvențe de genul. Și ce-i drept așa, aveam un geam foarte, foarte mare. Și înainte să se dea acțiune, se stropea geamul de mai multe ori și eu intram în modul meu, eram acolo pe vibe. După dădeam stop camera, mai dădeam fâs, să se vadă bine și după dădeam iar acțiune. Nu, chiar a fost un cadru foarte mișto și chiar mi se pare o idee foarte interesantă și foarte mișto. Să vedem. Toți prietenii la mare prin vacanțe. Așa. Păi da, cum să nu? Să fim și noi la mare. Vai, life hack-ul ăsta mi-am dorit întotdeauna să-l fac. Iese. Tot mare, tot vacanță. Hai să fim măcar pe social media, să postăm așa o poză. Deco, de ce nu? Nu, eu zic că life hack-ul ăsta trebuie să-l încercăm. Dar eu o să încerc a doua variantă, cea cu degetele, pentru că nu știu dacă am cremă, ești în frigider. Dar nu de asta, ci pentru că mi se pare mai interesant să fac așa. Da, sigur, nu știu dacă am cremă, știu. Și n-am să mă duc să caut acum. Dar da, hai să încercăm și noi să-l facem. Eu una zic că a venit timpul, în sfârșit, să mergem și noi în Bali. Așa că hai să facem acest life hack, să vedem dacă funcționează. Și bineînțeles că nu pot să pun o poză de genul, trebuie să găsesc o poză cu plaja, pentru că nu am cum să-mi pun degetele aici și picioarele mele să fie în copac și la 10 metri înălțime. Așa că o să căutăm tot Bali, bineînțeles, că vrem să ajungem în Bali, așa că acum este ocazia, dar cu plajă. Plaja din Bali. Perfect, poza ideală, fix unde ne dorim să fim. Superb. Stați un picuț că picioarele n-au inel. Ce picioare drăguțe! Pac! Gata, am fost și în Bali. Nu te cred ce a făcut. Nu cred. Și hashtagul este boyfriend photograph. Mamă, ce iubit fotograf ai. Nu știam că iubitul tău e piciorul. Vreau să facem și noi chestia asta. Da, pare interesant, nu data, dar chiar sunt curioasă dacă iese o poză cu piciorul. Ok, oameni buni, acum e timpul pentru poza făcută de Yubi. Yubi domnul picior în acest life hack. Hai să vedem dacă putem să refacem poză artistică. Să pară că este făcută de cineva, însă noi de fapt să o facem cu piciorul. De fapt, cred că trebuie să-mi dau jos șoseta. Ok, eu să mă filmez în acest timp, ca să vedeți cum văd eu lucrurile. O să încerc să-l pun aici, Lica. Hai că îmi iese dacă e ceva. Nu pot, frate. Nu stă, gata. Și acum trebuie să par și drăguță. Nu trebuie să se vadă că-i... Ne iese. Gata, așa cum trebuie să par drăguță, nu? Ok, gașca, am editat un picuț poza să pară mai artistică, i-am pus mai puțină lumină, mai mult contrast, mai multă saturație și așa. Și cam ăsta este rezultatul. Eu zic că arată destul de bine. Adică, puneți-mi voi în comentarii. Pare o poză făcută de hashtag iubitul fotograf? Adică, eu zic că e destul de cute, având în vedere că m-am chinuit. Pentru că foarte greu se face o poză cu piciorul, dar... Ești ok, nu? Voi ce spuneți?
Du-te, măi! Nu cred așa ceva! Hai că pe asta n-am mai văzut-o, nu te cred, mi se pare cea mai tare de până acum. Trebuie neapărat să o încercăm, nu! Vai, vreau să văd dacă iese, mi se pare foarte mișto. Ok, hai să o facem și pe asta. Aparent o să-mi rup bustiera. Da, e ok. Chiar e foarte greu. Ha, ok, aparent am reușit. Mama, cum se vede, zici că am dita mai balcoanele. No, acum nu ne mai punem scoci, acum ne machiem. Ne machiem abdomenul. Nu te cred, nu te cred. Deci dacă ăsta... No. Deci și life-ul ăsta funcționează. Și ne întoarcem la pasiunea noastră, mâncarea. Dragii mei, acesta a fost vlogul. Sper din suflet că v-a plăcut, că de ce nu, poate vă vor fi de folos aceste life hack-uri. Dacă vi s-au părut funny, dacă v-a plăcut acest vlog, lăsați-mi un comentariu, dacă vreți să mai fac reacții sau să mai încercăm life hack-uri de astea. Poate de ce nu încercăm niște life hack-uri de pe TikTok, pentru că acolo există foarte multe. Deci dacă vreți să fac chestia asta, scrieți-mi la comentarii. Nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like, ca să mi-arătați susținerea voastră. Dacă o să strângem multe like-uri, poate de ce nu o să fiu și mai activă și poate o să reușesc să postez 2 vloguri pe săptămână. Nu știu, nu vă promit. Poate dacă apăsați pe butonașul ăla de like, poate, poate, nu se știe niciodată. Eu am fost Bibi, v-am pupat tare, tare, mua! Și ne vedem data viitoare. Pa!